v-am invitat astăzi aici pentru a participa la o discuție deschisă între administrația publică locală și tineretul din orașul Strășeni. Eu vă salut în sala primăriei și tot dumneavoastră sunteți pe lângă noastră la această întâlnire. Aș spune de la început că aș dori să nu fie unica. Aș dori că această întâlnire să fie cât mai dese, fiindcă anume prin aceste discuții comune, noi putem evidenția problemele care le avem în comun cu dumneavoastră, putem merge la examinarea lor și găsi soluții pentru rezolvarea. Sigur că, dacă aș face o analiză generală, în orașul Strășeni sunt peste 21.000 de cetățeni. Anual avem înființate noi familii, ca să numim așa, în jurul la 50, 60, 80 și aceasta reiese dintre acele cerințe care tinerile familii doresc ca să își întâlnească o casă, o familie. Asta sunt anali diferite. Asta tot este o întrebare mică. Și desigur că este altă patru întrebări. După ce termină tinerii liceu, instituții de învățământ, superioare, medii specialitate, sau chiar dacă nu termină nimic, ce fac ei mai departe? Unde sunt ocupați? Adică locurile de muncă, ce vor face în viitor? Pentru că nu avem ce ascunde. Paralel cu lucrurile bune care sunt, avem păreri de rău, multe cazuri de criminalitate, cazuri avem de încălcări a ordinii publice, cazuri avem de comportament, nu chiar bun. Tradițional de sportului, de echipe, ceva, da. Trebuie schimba ceva radical, da? Ceva radical în biopsul activitatea aceasta. Și pentru aceasta trebuie specialiști de forță care trebuie să cunoască bine lucrurile, dacă le cunoaște bine, le implementează. Dar trebuie cel la specialist, dar să vină la niște condiții. Da, vă spun și este a doua. Pentru asta trebuie ca la ea trage. Sigur, vreau să spun pentru toți. Este o problemă în administrația publică cu părerii de rău. Problema salarizării și problema finanțelor. Un specialist tânăr, ca să fie angajat în administrația publică, el astăzi primește 1.000 de lei. Trebuie să luptăm pentru că... 1.000 de lei, înțelegeți? Asta este un salariu mizer, un salariu care puțin specialiști de forță, aș spune, ar veni la așa salariu. Fiindcă până ce situația la zi este așa. Și poate și aici este un moment că nu sunt specialiști care... Ei, noi în Republică cred că avem buni specialiști în diferite domenii. Însă, desigur, și cerințele față de un salariu sunt. Fiindcă vrem, nu vrem, asta e viața zilnică a fiecărui și eu știu cazuri cu un specialist bun, eu când lucram la asociația obștească, un specialist bun spune că, domnul director, dacă mi dai 500 de euro pe lună, eu vin. Dacă nu dai 500 de euro pe lună, eu vin. Eu știu, ești limba străină, Da, eu vin dacă îmi plătiți așa sumă. Domnule primar, stimați consilieri, avem o problemă în localitatea noastră care ține nu numai de tineret, dar și de toți cetățenii. Se referă la asigurarea ordinii publice în Strășeni. Oamenii se întorc seara târziu la serviciu, tinerii de la ori, mai ies la plimbare. Străzile sunt iluminate, însă totuși sunt nevoie străzi de a fi colaboratori a organelor poliției care să fie de serviciu. Sigur că eu, ca primar, nu sunt mulțumit de activitatea poliției municipale. De ce? Fiindcă încă sunt foarte multe cazuri, nu numai de exemple care le-ați spus la altă, dar sunt cazuri violente cu părere de rău, sunt cazuri de omorări cu părere de rău, sunt cazuri de huliganism cu părere de rău, sunt cazuri care se întâmplă în orașul Strășeni. Sigur că, din partea colaboratorilor, chiar și administrația publică locală, trebuie nu numai acesta să facem un lucru de profilaxime mare, adică de convorbiri, de a duce la cunoștință responsabilității cetățenilor față de călcările care. Însă, o mare măsură, desigur, de profilaxie, o parte colaboratorii de poliție. Vreau să spun că, și dumneavoastră cunoaște, cum mai eu, o parte din colaboratorii de poliție care sunt în Strășeni. În vremea când a colaboratorii de poliție este la serviciu, o leacă, nu de tătă, o leacă în stare, o cunoaște scum, atunci da să întrebăm și pe noi și aș întreba și pe ei care este, vă zic, partea morală, partea lui legitimă de a face observații, de a face ceva.
Vreau să ajungem la la un numitor comun. Spre exemplu, primăria orașului Strășeni organizează o activitate, se implice consiliul, liceele din Strășeni, ONG Cultura Nouă, alte organizații guvernamentale, să facem ceva comun. Pentru că se primește la noi că face, spre exemplu, numai liceul cu tare. Nu vă aninați, pentru că asta e nostru, asta noi facem. Aș vrea să ajungem un tot întreg. O colaborare. Să avem ceva comun. Și cum ați văzut, televiziunea locală a plecat. Au rămas băieții de la Info Strășeni și vreau să deschid tema cu ei, pentru că pe viitor ar putea oare ei să fie licențiați. Uitați-vă, aparatura, ei și-au plătit-o, ei și-au procurat-o pe bază de voluntariat. Ar putea eu oare să colaborez cu RTV-ul sau mai știu eu ceva? Vă spun o idee dumneavoastră, nu-i întoarce întrebare. Vă spun o idee următoare a dumneavoastră care ați spus o colaborare cu toate instituțiile care sunt, va fi, cum se desprimăvărează, amenajarea parcului de acel casă de cultură. Noi venim cu tehnică, venim cu mijloace, venim cu puieți, dumneavoastră forță de muncă împreună ne organizăm. Să-i anunțați, pentru că avem și noi. Da, a să fie înainte de... De trebuie să fie anunț, însă noi să pregătim lucrurile, să fie, cred că, un lucru în comun de a face un parc frumos pentru tot orașul. Cred că asta e o inițiativă foarte bună. Și voi participa... Cred că nu o să vă refuză instituțiile respective. Da, cred că nu, da. Și va fi un lucru bun. Vis-a-vis de a doua întrebare, sigur că e o inițiativă bună, eu am vorbit și cu băieții, că asta e un lucru de mijloc, de informare în masă, ce se întâmplă și ce se va întâmpla și e un lucru foarte benefic. Dacă au inițiativă și doresc ceva suport, vin cu o cere la noi, la primărie, vă zic, cu concret ce doresc, cu un diviz de cheltuie, căutăm mijloace și ajutăm. Întotdeauna, vă zic, și la competiții care sunt, adică la echipe de sportivi, tot vin cu dimensiuni. Și noi suntem deschiși pentru a ajuta cu ce posibil ce avem. Avem o echipă sportivă la fotbal, tot doamna, de școală sportivă Strășeni. Și am jucat și eu în această echipă, totuși aș dori să spun că condițiile nu sunt favorabile, pentru că am spus terenul, trebuie să fie teren mare, nu știu, prima sală, cu limba, echipamentul la fel este învechit, ar trebui să schimbe un pic. Și ar trebui să fie un regim, aș spune, adică să fie antrenamente serioase, știu ce este. Și primaria, cred că ar trebui acest. Am spus că noi cu terenul numai decât de fotbal, să mergem mai departe și terenul mare de fotbal, cred că trebuie numai decât de vitalizat să fie pus în funcție. Terenul mare, care este. Aceasta era control.